Bine ați venit la dezbaterea Centrului Român de Politici Europene pe tema unei noi directive. Unii spun că e o directivă periculoasă, alții spun că e mai puțin periculoasă, dar începem prin a vă cita un paragraf din această directivă. E menționat și în preambulul directivei și în articole. Scopul directivei europene pe care România trebuie să o implementeze până pe 25 octombrie este, citez, acordarea de tratament tuturor cetățenilor europeni, mai degrabă în funcție de necesitățile lor individuale, decât în funcție de statul membru din care provin. Și prima întrebare pentru amândoi, considerați că felul în care această directivă va fi implementată în condițiile României va respecta acest spirit, acest scop enunțat de legiuitorul european, și anume ca pacientul să fie tratat mai degrabă în funcție de necesitatea lui individuală decât de faptul că e român. Dacă necesitatea individuală este apreciată de către pacient, atunci răspunsul este nu. Dacă necesitatea individuală este apreciată profesionist medical, atunci răspunsul este da. Directiva europeană vine cu niște drepturi pe lângă ceea ce au reglementat deja la ora actuală regulamentele europene și mai mult decât tratamentele care vor fi rambursate, care erau și până acum rambursate în baza regulamentelor europene, aduce și posibilitatea consultului pacientului și acordarea de medicamente și, bineînțeles, protezele. Iar ulterior, rambursarea va fi făcută de către stat după ce a fost... Ne explicați foarte pe scurt cum se face rambursarea asta, adică să înțeleagă orice pacient. Serviciul medical este acordat în statul membru unde se deplasează persoana în cauză. Să zicem în Austria. Exact, să spunem în Austria. Ulterior se întoarce în țară la casa de asigurări de sănătate, în evidența căruia este luat, depune o cerere însoțită de documentele justificative care au detaliat serviciul medical acordat, consultația sau medicamentul care a fost prescris în Austria, iar ulterior, pe baza unei proceduri reglementate, se vor analiza aceste documente, iar într-o perioadă și aceasta reglementată în actele normative existente, va fi rambursat serviciul medical, medicamentul la nivelul tarifelor reglementate la nivel național. Eu aș vrea să precizez că directiva, de fapt, a plecat de la nevoia de a permite aplicarea efectivă a principiului liberii circulații a persoanelor, produselor și serviciilor. Faptul că eu pot să mă duc să-mi cumpăr medicamentele din orice țară, când este recunoscută rețeta și mi se decontează la nivelul la care mi s-ar fi decontat și în țară, este o posibilitate de a mă deplasa în străinătate. Era o foarte mare problemă aceasta. Persoane care aveau un tratament cronic de realizat, când plecau în străinătate, trebuiau să-și ia medicamentele din țară, să le depoziteze cumva. De exemplu, erau persoane cu diabet care trebuiau să plece să-și ia insulina cu ei. Dacă plecau pentru 3-4 luni din țară, trebuiau să-și ia insulina, veneau la casa de asigurări, luau aprobare, luau toată insulina, duceau cu ea în țara în care... Deci, permite realmente o liberă circulație a persoanelor. Doamna Caracu, spuneați mai devreme de termenul de decontare. Care va fi acest termen de decontare? Adică eu, pacient, mă duc și mă tratez în Austria și după aia vin aici și cer casei să-mi dea banii la prețul românesc. În cât timp îi primesc? Această procedură va fi reglementată în draftul de proiect care există deja la Ministerul Sănătății, draft de proiect la care lucrează inclusiv reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Trebuie să adăugăm aici că este și cealaltă directivă care prevede că decontarea oricărei datorii se face în maxim 60 de zile. Probabil că în intervalul acesta de 60 de zile se va stabili și termenul de decontare. Există posibilități de a estima numărul de pacienți care se vor trata în străinătate sub condițiile acestei directive? Deocamdată, din informațiile care circulă pe piață, așa adunați în 2012, ar fi vorba de vreo 3.000 de pacienți care au folosit formularele S1-S2, plus ce știm, pacienți români care s-au tratat în spitale private din străinătate, fără să folosească aceste formulare, dar
spitalele acelea au spus. Am avut în 2012 cazul unui lanț mare de spitale din Turcia, am avut în 2012 1500 de pacienți români. Există estimări la nivelul autorităților? Casa Națională de Asigurări obligatorie va trebui să facă o astfel de estimare în construirea bugetului pentru anul viitor, pe baza, în primul rând, a morbidității, care poate sau nu poate fi tratată în România în ora actuală, pe baza solicitărilor și a comportamentului populației estimat pe ce s-a întâmplat până în prezent. Sigur că o marjă de eroare este destul de mare, pentru că variabilele sunt foarte multe și foarte greu de calculat. Dar o estimare este obligatorie și o rezervă de la bugetul de stat în cazul în care aceasta se depășește. Asta era întrebarea. Deci se va crea un fond tampon la Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Un fond tampon se creează în fiecare an pentru asta, dar și bugetul de stat la un moment dat va trebui să aibă în vedere la o rectificare în funcție de evoluția lucrurilor în prima jumătate a anului, o revizuire a acestor estimări făcute. Există, după dumneavoastră, în acest moment, posibilitatea ca să asistăm la un exod destul de consistent al pacienților români, în special din zona pe graniță? Din zona pe graniță, de pe graniță, nu. Se întâmplă deja acest exod al pacienților, care, în general, nu se referă la la servicii foarte costisitoare, ci pe de o parte la apropierea față de furnizorul de servicii medicale, pe de altă parte la nivelul de încredere pe care l-au în serviciile medicale furnizate în România și în afară. Probabil că se va întâmpla, va fi mai ușor acum, pentru că nu va mai trebui niciun fel de acord prealabil pentru asta și atunci pentru serviciile date în ambulator, pentru serviciile spitalice, sigur va trebui un acord prealabil. Probabil să crească, nu estimez, cel puțin în primul an, nu cred că va crește foarte mult. Dacă ulterior furnizorii noștri de servicii medicale nu vor realiza că în urma unui nivel de încredere scăzut pe care populația îl are, aceștia pleacă în afară, mai ales mă refer la cei de pe graniță, atunci sigur că ar putea să fie o problemă, dar este în detrimentul furnizorilor de servicii. Fondul de asigurări va plăti tot atâta și în interior și în afară. Deci spitalele sunt cele care vor... Spitalele sunt protejate pentru că spitalizarea este cu acord prealabil, iar condițiile de acordare acestei autorizări prealabile sunt destul de clar stipulate. Vorbim imediat și de spitale, dar până atunci furnizorii de servicii medicale în ambulator și cei de investigații paraclinice sunt puși sunt în pericol? Sunt expuși la o competiție mai mare, sigur. Cine anume, exact? Ambulatoarele de specialitate sunt expuse, într-adevăr, și clinice și paraclinice sunt expuse la o competiție mai mare cu furnizorii de servicii din afară. Mai povesteam eu și în alte dăți că femeile din zona Transilvaniei merg să nască în Ungaria, iar motivația pe care am auzit-o a fost La reproșul mamii, de ce te duci, draga mea, să naști acolo? Că la noi, domnul doctor, cu tare, uite ce cabine frumos are. Da, mamă, dar știi ce frumos vorbesc aia? Deci depinde de cum se vor comporta relația medic-pacient, relația personal medical-pacient, va fi cea care va determina nivelul de încredere a populației în serviciile medicale. Doamna Caracu, spuneți-ne în ce condiții va fi nevoie de autorizare prealabilă? Condițiile sunt deja reglementate la nivel european. Aceste condiții vor trebui transpuse în legislația națională. Care sunt? Când avem nevoie de autorizare? În cadrul spitalizării, care presupune mai mult de o noapte, în cazul în care serviciul medical nu poate fi acordat într-un timp util în România, acestea sunt cele două condiții mari de la care... Și criteriile în funcție de care aceasta... Pentru că dacă am nevoie de spitalizare de noapte, eu ca pacient, tratându-mă în Austria, rămânem la cazul austriac, unde foarte mulți politicieni români se tratează, deci dacă am nevoie de un tratament de noapte acolo, trebuie să solicit o autorizare prealabilă, dar asta nu înseamnă că statul meu și refuză. Care sunt criteriile de refuz? O precizare aici, nu e vorba de tratament de o noapte, e vorba o noapte, când se referă la o noapte, se referă că cel puțin 24 de ore. Exact. La asta se referă, nu e vorba că m-am pus noaptea. Să înțeleagă că dacă mă tratez noaptea... Nu. Care sunt criteriile prin care se refuză, pe baza cărora se va refuza autorizarea? Criteriile... Ideea este următoarea. Înainte ca acest pacient să plece la tratamentul, la intervenția chirurgicală de care are nevoie în statul membru, să presupunem Austria,
Această autorizare prealabilă trebuie luată înainte. Cu siguranță aceste aspecte de acordare și de refuzare vor fi analizate, cred că tot din punct de vedere medical, exact așa cum au fost acordate și în baza regulamentelor europene. Știți, la Comitetul de European pe Asistență Medicală Transfrontalieră, am fost surprinși că Suedia a venit și ne-a confirmat faptul că condițiile de acordare a autorizării prealabile vor fi cele din regulamentul european. Exact așa cum spuneam. Când spuneți regulamentul european, la ce vă referiți? Regulamentul 883 pe 2004 și 987 pe 2009, care reglementează tratamentul planificat în spațiu, în statele membre ale Uniunii Europene. Și, bineînțeles, în momentul în care am avut această poziție a Suediei, noi, celelalte state membre, am întrebat Comisia dacă această posibilitate există. Și mi s-a spus că nu este niciun fel de problemă. Fiecare stat membru va analiza la nivel național care vor fi condițiile de autorizare și cele care vor fi condițiile pentru refuzul autorizării. Deci înțeleg că România are libertatea să-și stabilească... Fiecare stat membru are libertatea de a stabili... Cu condiția că aceste lucruri să fie stabilite anterior solicitării, să fie comune pentru toată lumea, pentru a exclude deciziile arbitrare. Comune pentru toate statele. Toți cetățenii. Pentru toți cetățenii români. Da, da. Bun, și care vor fi aceste criterii? Pentru că vă citesc din nou din directivă, autorizația prealabilă poate fi refuzată doar dacă un tratament nu poate fi oferit eficient și echivalent în țara respectivă, în statul membru de afiliere. Exact așa cum spuneam și mai devreme, acest draft, deocamdată se lucrează deci și n-aș vrea să ies... Da. Aceasta este o decizie medicală. Deci exact. Să discutăm... Deci, ce spuneți acolo este o decizie medicală, nu va putea fi stabilită administrativ dacă un serviciu este sau nu este similar sau cu eficient echivalent sau echivalent. Stat deci eficient sau echivalent va stabili o comisie de specialiști care va stabili că se poate sau nu se poate. Cum se întâmplă și la ora actuală cu formularul E112? Pe criterii medicale. Alt criteriu nu poți să ai. Eficiența unui act medical nu poate fi apreciată decât pe criterii medicale. Eficacitatea unui act medical nu poate fi apreciată decât pe criterii medicale. Care criterii medicale au la bază niște standarde? Care au standarde sau arta medicală, știința medicală. E acest instrument o posibilitate pentru autoritățile române de a se proteja în fața unui potențial flux? Nu autoritățile române vor putea utiliza ca un element de protecție. Pentru că nicio comisie medicală de până acum care a decis că un pacient ia formularul E112 să se trateze în afară, nu a făcut referire la posibilitățile financiare ale casei de asigurări de a plăti aceste servicii. Din potrivă, poate Universul s-au dat cu prea mare ușurință aceste acorduri. Deci spuneți că uneori aceste formulare s-au dat prea ușor? Atâta vreme cât un singur medic decide că în România nu se poate acorda acel serviciu și că nu există în altă parte în România o posibilitate de a trata fără a avea aceste informații la dispoziție, consider că și reglementarea din acest punct de vedere este deficitară. Pentru că înțeleg că Directiva 24 este într-un fel și o extindere a arealului acoperit de aceste formulare cunoscute sub numele de... Regulamentele europene. Practic se extinde dincolo de tratamentele chirurgicale, pacienții români vor putea folosi și solicita o autorizare prealabilă și pentru servicii medicale de ambulator, consultații, investigații paraclinice, ceea ce nu era posibil în formularul 112. Atunci, întrebarea este, în momentul acesta, medicul curant stabilește dacă acest tratament eficient și echivalent poate fi oferit și în România. Sunt două aspecte. Pentru directivă, cine va stabili? Tot doar un medic? Sper să nu se întâmple să fie doar un medic. Părerea mea este că trebuie să fie o comisie medicală care să dispună de informațiile necesare și că probabil că acel punct național de contact a trebuit să pună la dispoziție astfel de informații, pentru că pe lângă aspectul medical trebuie ca acea comisie să știe dacă în România, la un moment dat, nu există un loc unde poate fi tratat acel caz. Și trebuie să aibă aceste informații. Asta este un aspect care trebuie luat în calcul. Pe de altă parte, diferența dintre aceste servicii acordate pe baza formularului 112 și în cadrul directivei constă în faptul că cele acordate în cadrul, pe baza formularului 112
sunt servicii care nu pot fi acordate în România și sunt decontate la nivelul costurilor reale din țara în care le primește, iar serviciile pe care eu ți le pot da în România și tu vrei să le obții în altă parte, dacă îți dau acordul, ți le decontezi la nivelul serviciilor decontate în România. Am înțeles. O ultimă întrebare și o adresată dumneavoastră. România are o oportunitate sub această directivă de a deveni destinație de turism medical, destinație, nu sursă. Care sunt avantajele? Pentru că putem să râdem așa ironic gândindu-ne la spitalele românești primind pacienți. Nu e nimic ironic în lucrul ăsta, pentru că înainte de 89, România se afla pe locul 15 la nivel mondial în turismul de sănătate. Aveam brandul Ana Aslan, aveam stațiunile balneoclimatice, avem o treime din resursele naturale terapeutice ale Europei. Și unde se vor trata pacienții germani? Avem specialiști, și unde veneau pacienți germani în vremea aceea, da? Că la avem de asemenea specialiști în diferite domenii și în sistemul public, dar mai ales în sistemul privat. Și unități medicale cu dotări tehnice care pot acorda servicii, cel puțin la nivel calitativ, la nivel calitativ al actului medical, de la nivel european și la costuri mult mai mici. Vorbiți de România prezentă. Vorbim de România prezentă, da. Avem 200 și ceva de spitale, 200 și ceva de spitale private, unde se pot acorda servicii de chirurgie plastică și reparatorie și estetică, servicii de chirurgie cardiacă, de chirurgie cardiovasculară, nu mai vorbesc de servicii stomatologice. De asemenea, avem un număr de stațiuni care au început să se redreseze, să redevină și care pot să devină centre pentru tratamentul balneoclimatic. Guvernul a inițiat în acest an un proiect pentru dezvoltarea turismului de sănătate. Există un grup interministerial pe care eu îl coordonez și care caută să identifice care au fost cauzele care au dus la căderea acestui sector de activitate de la nivelul pe care l-am menționat la situația actuală și să ridicăm acele piedici și să găsim și stimulente care să ducă la dezvoltarea turismului de sănătate. Unul din stimulente, de exemplu, este acum în curs de realizare, există un proiect de lege prin care cei care vor investi în turismul de sănătate vor plăti o taxă forfetară de, nu știu, era 13-14 euro pe pat pe an, ceea ce înseamnă, sigur, un stimulent pentru investiții în acest domeniu. De asemenea, toți primarii celor 25 de stațiuni care la ora actuală sunt autorizate sau în curs de autorizare ca stațiuni balneoclimatice s-au întâlnit la București cu grupul de lucru pe care îl coordonez. Am identificat o serie de probleme și sperăm ca lucrurile să pornească. Vrem, de exemplu, în toamnă să facem o conferință europeană unde să se întâlnească furnizorii de servicii medicale din România care au servicii de exportat, să spunem, cu asiguratorii de sănătate din Europa, care în baza acestei directive ar putea să-și trimită pacienții în România să-i trateze la costuri mai mici, mai convenabile pentru sistemul lor, convenabile și pentru noi, convenabile și pentru pacient. Eu cred în acest proiect, sigur că el nu se va dezvolta așa peste noapte ca Făt Frumos, dar dacă nu vom face nimic, atunci vom, în loc să fim exportatori de servicii și acolo unde putem, vom fi importatori. Investiții în aceste stațiuni balneare? Investiții în aceste stațiuni balneare este discuția pe care o purtăm cu Ministerul Dezvoltării și Administrației ca o cotă parte din fondurile alocate dezvoltării infrastructurii să fie acordate acestor stațiuni balneare, pentru că ele la rândul lor vor aduce bani să putem dezvolta infrastructura și în alte localități. Încă nu se discută lucrurile astea. Deocamdată trebuie să elaborăm un program național, un proiect de program național, să-l aprobe guvernul, după care el să fie pus în practică. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!